Am văzut dezvăluiri ale presei care denotă că nu mai există niciun gram de empatie, de compasiune cu soarta unor oameni pe care viața i-a lovit atât de crud. Așa ceva se va sfârși oricât de multe și de dure schimbări va trebui să facem. Am avut astăzi de dimineață o discuție cu domnul ministru al Muncii, Marius Budăi, care m-a anunțat despre decizia de a-și depune demisia la finalul acestei ședințe. Din punctul meu de vedere, este un gest de onoare pentru care îi mulțumesc și sunt convins că aceasta este reacția firească a unui decident politic într-o asemenea criză. Este reacția firească în orice democrație consolidată a Europei. Rezultatul preliminar pe care l-am solicitat la nivel național arată că după verificarea aproape 1100 de astfel de centre, 13 au fost închise. Aș dori să le cer autorităților să nu picăm în cealaltă extremă și să facem uz de zel. Nu cred că amendând cu zeci de milioane pentru că ai găsit 3 lămâi mucegăite, vom schimba ceva de fond cu aceste controle. O să rog pe domnul ministru de interne, pe domnul vicepremier, domnul Cătălin Predoiu, să prezinte analiza pe aceste 3 zile de controle coordonate de către prefecți cu echipe de control mixte. Mă rog mult, domnul. Vă mulțumesc. Și acum ați spus, controlele au fost efectuate în baza dispoziției prim-ministrului Guvernului României pentru verificări la nivelul tuturor centrelor rezidențiale destinate persoanelor minore, vârstnice sau cu dizabilități din toată țara, precum și în baza Ordinului Ministrului Afacerilor Interne 101 din 7 iulie anul curent, prin care s-au dispus măsuri de coordonare și organizare prefecților, dar și pentru colectare și centralizare de date transmise de la echipele mixte de control. Raportarea datelor s-a realizat către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Sănătății, respectiv spre informare către Ministerul Afacerilor Interne și pe baza acestor raportări prezint aceste date. Astfel, la nivelul municipiului București și celor 41 de județe s-au constituit echipe mixte de control formate din reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniile respective, mai precis Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, Inspectoratelor Teritoriale pentru Muncă, Direcțiilor de Sănătate Publică, Autorității Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Ministerului Afacerilor Interne pentru situații în care se constată încălcarea legii penale, dar și pentru situații de urgență, și suplimentar, la activitățile de control au fost cooptate atunci când a fost nevoie, structuri teritoriale de asistență socială și protecția copiilor. O dată statistică relevantă înainte de a prezenta rezultatele controlului, cred că este aceea potrivit căreia au fost licențiate în baza legii 197 din 2012 5.197 servicii sociale, din care 2.812 în sistem public și 2.385 în sistem privat. Așa cum a spus și domnul prim-ministru, au fost evaluate, controlate 1.037 de unități, dar suplimentar față de acestea au fost descoperite fără licență 24 de astfel de centre rezidențiale, care funcționau, deci, ilegal. În urma colectării datelor din primele zile de control,
de la instituțiile care au atribuții de control potrivit legilor de organizare, centralizate la nivelul prefecțiilor și apoi la nivelul celor trei ministere amintite, putem să comunicăm faptul că din toate cele 1037 de centre verificate au fost dispuse 56 de măsuri complementare, respectiv 43 măsuri de suspendare, 7 de retragere autorizație sanitară și 6 de închidere. Deci, practic, în total 13 centre, așa cum a spus și primul ministru, nu își mai desfășoară în acest moment activitatea. La fața locului au fost evaluate 13.044 de persoane rezidente, din care 144 de persoane au necesitat relocalizare, aproximativ 1,1% din toate persoanele evaluate. Au fost întocmite 9 dosare penale, din care 5 vizează infracțiuni contra persoanei și 4 infracțiuni de natură economică. Au fost constatate și aplicate un număr de 3.640 de sancțiuni contravenționale, în valoare aproximativă de 10 milioane de lei. În acțiunile desfășurate au fost implicate în medie zilnică 1.259 de reprezentanți ai structurilor de control de la instituțiile sus citate. Toate aceste date vor fi comunicate publicității de către prefecturii în plan local, dar și de către Ministerul Afacerilor Interne în plan central și va fi făcută o nouă comunicare completă cu ocazia încheierii acțiunilor de control. Subliniez, aceste date sunt pentru primele zile de control. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu vă mulțumesc. Săptămâna viitoare aceste controle se vor finaliza și atunci vom veni cu propuneri concrete de modificare structurală a modului în care trebuie să funcționeze acest sistem. Intenția mea este să solicit celor mai importanți actori din zona societății civile, a ONG-urilor și asociațiilor, să-mi facă propuneri pentru viitoarea conducere Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități. În această funcție și nu numai, este nevoie de oameni pricepuți din zona asociațiilor non-guvernamentale cu rezultate solide și experiență de lucru cu asemenea persoane din categoriile vulnerabile. Este evident că și în această zonă sunt sute de ONG-uri și firme private care își fac treaba cu profesionalism și dedicare. Așa cum și la statul român sunt mii de funcționari cinstiți, valoroși și empatici, care găsesc întotdeauna atât soluții, cât și o vorbă de alinare pentru aceste categorii. Tuturor acestora doresc să le mulțumesc din suflet, și ei reprezintă speranța că putem schimba nedreptatea cu corectitudine și că împreună vom putea cerne de această dată răul pentru a păstra binele și sistemul acolo unde funcționează. Mulțumesc mult, presi.